În legătură telefonică directă cu noi se află Dumitru Coarnă, liderul SNPPC. O situație, domnule Coarnă, pe care mi-aduce aminte de bătaia din București dintre mașini, poate chiar mai dură de atât. Cum ați traduce Sunt specii diferite, dar bătaia e regulamentară, cu ghilimele de rigoare. Am înțeles, este un dosar penal acolo, polițistul își asumă în tot acțiunea lui. Am vorbit personal cu omul și asumă tot ceea ce... Ce înseamnă și asumă? Noi trăim, să știți, într-o perioadă în care aud foarte multe persoane care... Ascultați-mă până la capăt, vă rog din suflet. Penal, recunoaște faptele. Ok, își asumă. L-ați întrebat de ce? A avut un moment în care s-a pierdut? Am întrebat și de ce. Știu mai multe lucruri, dar nu să fac public nimic, pentru că vorbim de o anchetă în IREM, iar datele din IREM și din formările penale sunt nepublice. Am înțeles asta, dar măcar așa să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Păi ce să înțelegem ce s-a întâmplat acolo? A existat o provocare, clar. Nu, domnul Coarnă, nicio provocare nu justifică bătaia asta, soră cu moartea, în condițiile în care... Întrebați un lucru, ascultați-mă, vă rog. Poți să am altă părere? Întrebați un lucru și interpretați altfel. M-ați întrebat care ar fi o cauză. A fost o provocare, v-am spus. Cine pe cine a provocat? Asta vreau să înțeleg, domnul Coarnă. Păi, e logic cine pe cine a provocat, nu? Cel care a primit corecția, nu? Așa vine. Am înțeles. Corecție? Bogdan Pavel aici de față. Se numește corecție cumva? Nu știu cum se numește, se numește infracțiune, dacă mă întrebați pe mine, și eu am și discutat cu acest polițist, am răpășat lucrul ăsta, trebuia să aibă stăpânire de sine, trebuia să-i aplice amendă și cu asta basta. Omul și-a asumat acest lucru, recunoaște, o să meargă la parchet pe acord de recunoaștere, pentru că e clar, nu are nicio fel de problemă să nege faptele, noi asigurăm apărare că este membru de sindicat, iar dreptul la apărare este sacru, zic eu, și de aici încolo nu vedea ce se întâmplă. Încă o dată, omul și-a asumat tot. Este clar că a greșit. Eu i-am reproșat personal mai multă atenție și atitudinea trebuia să trebuie să fie, să aibă această pânire de sine. Asta e reproșat. Bun, da, explicați-mi și mie un lucru, generalizând, bineînțeles, știu că nu puteți să dați detalii din anchetă, dar mie mi se pare că în aceste imagini, ce este foarte trist, unul la mână. Din câte am înțeles, filmarea e făcută de un alt coleg. De un polițist, da. Acolo e o vânătoare de funcții. Polițistul care l-a filmat era prieten cu un alt ofițer, să schimbe la pusă, să pună pe ăla. Dar cât de inteligent trebuie să fii, domnul Coarnă, să te lași filmat în timp ce ei l-au omor pe niște oameni care n-au nicio legătură nici măcar cu profilul lui Spartacus despre care o să vorbim azi. Aici este greșeala șefului de acolo. Am recunoscut-o, a recunoscut și el. A spus clar, trebuia să aibă stăpânire de sine, trebuia să fie echilibrat. Adică știți care e percepția, domnule Coarnă, și corectați-mă dacă greșesc, că știți că nu mă pricep. Pare că atunci când avem în față situații ca Teliu, ca Săcele, ca Rahova, ca și Craiova, ne comportăm regulamentar mai mult sau mai puțin și când găsim niște... Ăștia nu sunt de profilul bombardierilor de la Săcele, cei care băteau cu sapa și cu topoarele și peste care n-a intrat nimeni să le aprice corecția. Aici e problema mea, că, omorâm pe cine putem. Nu cred că trebuie interpretat așa. Eu v-am spus că nici o speță nu seamănă cu alta. Asta corect. Sunt spețe diferite și reacțiile sunt diferite. De acord cu dumneavoastră. Încă o dată, este un polițist bun, să știți. Este un polițist care își făcea treaba. Iar comunitatea de acolo, eu am vorbit și am primit foarte multe mesaje. Omul chiar și-a făcut treaba în Bolintin Valley. Sigur că aici a greșit. Aia nu l-a absolvat de pe și-a făcut treaba în sensul că, în general, în Bolintin Valley e liniște și pace și nu se ceartă nimeni? Sau și-a făcut treaba în speța asta? Nu, eu vorbeam în general. Okay. Nu să fie sănătos. Asta a greșit, de că ne-am pus de acord aici. Eu am spus clar că a greșit, am spus clar să mergem la parchet cu acord de recunoaștere, deci am fost extrem de clar. Aici a greșit. A greșit, dar asta, să știți că din perspectiva jurnalistului, care în acest moment nu face altceva decât să se uită și să pună... Știți că eu am început emisiunea de astăzi spunând că violența este indiferent de tabere. Că e la poliție sau că, bineînțeles, n-are sens să generalizăm. Dar... Din punctul ăsta de vedere, omul respectiv a fost demis din funcție, nu din așa am înțeles. Nu știu detalii. Sunt discuții administrative, am văzut și informația că a fost demis să fie o cercetare disciplinară. Eu știu că s-a declanșat o cercetare disciplinară care încă nu e finalizată, deci nu putea să fie demis decât într-un act administrativ în urma unei sancțiuni disciplinare. Eu mă gândesc că poate s-a folosit instituția delegării de competență și a fost delegat într-o altă poliție din Turciu. Pentru că nu poate ia această măsură fără să facă o cercetare disciplinară. Sigur, acum presa... Asta este. E foarte bine să faceți publice aceste lucruri. Domnul Coarnă, orice abuz,
care este societatea românească în ansamblu ei. Orice abuz, indiferent că îl fac cei care au venit din, unii dintre cei care au venit în străinătate, sau vreun cadru al poliției, sau jandarmerie, sau politician, orice abuz trebuie sancționat, de ce? El creează un precedent. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Aici e marea problemă, că percepția este că, să știți că, nu, eu doar dialoghez cu dumneavoastră de dragul dialogului. Să știți că și noi în redacție ne-am împărțit în două tabere. Cei care au spus bine le-au făcut și cei care au spus, mă, da, uitați-vă puțin la imagini. Uitați-vă la imagini că avem niște oameni pe jos. Știți, nu-i vorba de bine sau de rău. Vă opresc la domnul Coarnă pentru a trage concluziile apropo de ce am văzut mai devreme și o să-i rog pe colegi să dăm din nou imaginile. Repet, omul respectiv și-a pierdut funcția. Acum rămâne de văzut la finalul anchetei disciplinare, domnule Coarnă. Ce riscă acest? Sunt două anchete în desfășurare. Una disciplinară și una penală. Vă pune dreptate pe spiș. Eu vreau să vă spun și să încercăm să privim lucrurile în ansamblu, să privim la siguranța publică și la ordinea publică. Și haideți să le luăm organizat. Arad, Brașov, Ploiești, Rahova, București, Sibiu. Am mai avut la Hunedoara. Uitați-vă cine sunt cei care deranjează vizita publică. Statistic vorbind, nu vă dimetric, statistic. Sunt cetățeni români, stați-mă să trimis o frază de etnie romă care în mod repetat provoacă poliția, care în mod repetat promit contravenții și infracțiuni. Nu vreau să justific în niciun fel fapta colegului de la Valentin Vale. A greșit, trebuia să aibă stăpânire de sine. Dar haideți să ne punem un pic în locul lui, fi de zis, ai 4.000 de oameni de tipul ăsta care în mod frecvent îți provoacă activități de acțiune de acest gen. Știți acolo, câtă lume mă provoacă, domnul Coarnă? Știți câtă lume mă provoacă pe mine în fiecare zi? Nu vă provoacă pe dumneavoastră la fel ca pe cu politici. Eu vă înțeleg. Dar nu știu dacă v-ați uitat la Casa de Papel, la film? Da. Ați văzut că și acolo abuzul poliției în anumite spețe este îngrozitor de tare taxat, chiar dacă e un film. Pe mine mă interesează starea de normalitate, domnule Coarnă. Eu nu spun că oamenii ăștia, dacă ascultați-mă și pe mine până la capăt, dacă oamenii ăștia au provocat, există metode să-i pui jos, fără a-i bate cum bași șnițele la mine în bucătărie, domnule Coarnă. Nu am putut pe subiectul ăsta, așa am spus că a greșit. Da, n-aș vrea să punem așa o anatemă că poliția este un înger și toți ceilalți sunt niște dragi, că nu e chiar așa. Poliția este cea care ne asigură nouă siguranța publică. Adevărat, dar să nu ne urcăm unii în capul celorlalți. Nu s-a urcat nimeni în capul dumneavoastră, sau nu vă garantez eu lucrul ăsta. Nu vi se pare că e o perioadă uneori în care vedem că și pe zona rutieră, și pe amenzi, pare că e așa un pic de testosteron suplimentar. E doar un comentariu. Să discutăm despre amenzi. Păi noi am reglementat 5.000 sau 10.000 de lei amendă maximă. Bine, domnul Orban, să ne vorbească da, apetența cu care le dăm. Domnul Coarnă, plăcerea și rapiditatea cu care dăm în spețe și credeți-mă, vă pot da detalii suplimentare. Deci sunt oameni care se plâng și că polițiștii de la rutieră sunt prea zeloși și că polițiștii de la locală sunt prea zeloși și că domnii de la jandarmerie bat că n-au mai făcut de mult maioneză. Deci nu vă supărați. Se întâmplă în momentul în care e sancționat contravențional, ai o frustrare și e normal să-ți cauți într-un anumit fel dreptatea, să știi că ori te-a dat prea mult, ori te-a puțin, ori te-a abuzat. Dar sunt sete punctuale. Nu cred că le rezolvăm noi acum. Problema de fond. Avem două mari paliere. Premierul Orban, domnul Coarnă, vă contrazice transmitând că în anumite situații se reglementeze, nu se vorbească, păi nu, domnul Orban. Trebuie să reglementeze și a reglementat acest anteles. Puneți domnului Orban și domnului Stella să reglementeze, nu se vorbească. Ei sunt puși acolo să reglementeze. Nu se vorbească politic la televizor. Se spune polițistul să dea avertisment. Păi nu scrie acolo avertisment. Dar de ce vă deranjează când spune premierul să dea întâi un avertisment? Mă deranjează că vorbește politic și transmite presiunea pe poliție. Aia mă deranjează. Păi stați așa. Să reglementeze domnul Vela, să spună avertisment și amendă de la 100 la 500 de lei. Nu de la 500 de euro la 5.000 de euro. Aia să facă, nu să bată când la televizor. Să paseze toată responsabilitatea pe poliție. Dar vi se pare în regulă, domnule Coarnă, vi se pare în regulă să dai întâi un avertisment? Că nu-mi fi tot ce-o țară de... De ce n-a reglementat Orban avertisment și cu fela? Eu cred, pornesc de la prezumția că nu suntem o țară de interlopi, da? Deci când vezi că un om este în culpă, că e într-o categorie vulnerabilă sau nu, sau că e domnul Pavel aici de față care poate a uitat să... Eu vă înțeleg, dar
nu mă ascultați. Reglementeze avertisment și amenziile extrem de mici, de la 100 la 500 de lei, nu de la 500 de euro la 2000 de euro. Să știți că nu mă deranjează nivelul amenzilor, mă deranjează că primul instinct este că acum avem cumva sentimentul, domnul Coarnă, că suntem vânați. Și vă spune un om care își plătește taxe, impozite, încearcă să trăiască regulamentar. Când stabilește amenzi, privești la venituri. Păi cine credeți dumneavoastră care... Păi cine îi ținea în casă, domnul Coarnă, dacă le spunea ca un milion, ca 100 de lei amendă, că nu stătea nici... Domnului Orban. Puneți domnul Orban întrebări directe, nu frăjoară de asta politică. Că le spune el, le recomandă el. Le recomandă lui Vela să scrie. Avertisment, cum? Și să micșoreze amenziile. Păi asta vă întreb, domnul Coarnă, credeți în mod real că așa cum s-a întâmplat în Spania și în Italia, dacă amenda era redusă de 100 de lei, să zicem, respecta cineva autoritatea? De frică, coerciția și cel mai tare te afectează la bani. Deci, e o atitudine și eu, dacă vreți, o concluzie greșită a dumneavoastră. Ea mea mi-o asum. Din 99% din cetățenii României au respectat. Deci, da, situația infracțională care a scăzut. Sigur că am avut 7-8 cazuri din astea care știu elevi pentru că sunt izolați în casă și privim la televizor. Este extrem de simplu. Haideți să luăm statistic, să vedem ce sunt aia care comit contravenții și infracțiuni, să vedem care este cauza fundamentală, lipsa de educație și faptul că trăiesc la... Duceți-vă la părinții în vară, să vedeți cum sunt aia, dacă au legalitate, cum stau în casă alea prin câmp. Vorbiți cu oamenii pe care îi prăduiesc la propriu. Eu nu contest, ascultați-mă o secundă, eu nu contest că oamenii respectivi, mă ascultați o secundă. Mergeți la părinții în vară și trebați părțile vătămate, care au fost tâlcăriți, ultrageați și violați. Mergeți acolo și trebați cu oamenii. Și asta un abuz, o violență justifică o altă violență? Nu, ne-am pus de acord pe lucrul ăsta, vă mai spun o dată, politicul a greșit. Și atunci ce mi-explicați? Că noi discutăm, avem același tip de adevăr, dar asta îmi încercați să-mi explicați că cineva trebuie să scadă amenziile, nu cred că trebuie să le scadă. Doi, trebuie să învățăm să departajăm, să nu ne mai uităm la oameni ca posibili infractori, că nu suntem toți așa. Nu plângeți de amendă mare ca așa reglementat. De ce plângeți cu grupul ăsta? Lăsați-l așa, dacă vă convine, mie nu convine. Pentru că eu știu care e situația reală din această țară, nu pot să fie cu reglementare de 2000 de euro când el a revenit 150 de euro. Nu stătea nimeni în casă, coerciție financiară, credeți-mă. Adică vreți să-mi spuneți că în Italia și Spania se întâmplă treaba asta până la 3.000, 5.000, 10.000 de euro amendă pentru că sunt aia mai boemi? Ascultați-mă un pic, că în Franța maxim e de 150 de euro. La noi minim e de 200 de euro. Ce nu înțelege? Domnul Coarnă, nivelul amenzilor este sus față de o țară care într-adevăr săracă. Nivelul amenzilor a fost făcut de niște oameni incompetenți, aroganți și incompetenți, de domnul Vela. Dacă pe mine mă interesează să și luăm aceste amenzi, deci să și se încaseze banii ăștia. Cine le încasează? Facem pariu și facem o emisiune pe încasări? Dacă se încasează 3% din asta, facem pariu? Doar 3% spuneți noastră că va fi... Hai să mai dau de la mine 5%, maxim 8 până 10%. Da, din punctul meu de vedere, Bogdan Pavel, ai că ai un punct de vedere mai susținut, că am tot vorbit, te rog, enervează-te și tu. Dacă sunteți cu noi, domnul Coarnă, eu l-am văzut pe White Earp, varianta de Bolintin Vale acolo. Știți, el este justițiarul ăla din Bolintin Vale, care a fost, cum dumneavoastră spuneți, că este prima oară când greșește. Nu, eu vă spun că este prima oară când este filmat. Eu știu dacă a mai bătut pe cineva sau nu. Asta e punctul meu de vedere, da? Eu nu lucrez împreună cu el ca să știu ce face omul ăsta din el. Nu, eu vă spun că este singura probă pentru că a fost filmat. Altfel nu știm dacă a mai făcut ceva sau nu. Sunteți de acord cu mine? De acord, sigur că așa, ce a spus dumneavoastră de Hunedoara, de Brașov, de Ploiești, de Rahova sunt cazuri izolate. Nu este ceva general în România în momentul ăsta. De-aia le discutăm pentru că doar pe astea le vedem. Sunteți de acord și cu asta cu mine? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu sunt de acord cu anatema asupra poliției. Pentru că dar nu este vorba de anatemă. Eu vreau să vă spun că legea se instaurează prin lege, nu prin forță. Asta este ideea. Nu-l vrem pe White Earp. Noi vrem un om cu care să discutăm. Asta este problema noastră. Păi și omul cu care vreți să discutați dumneavoastră, la fel vrea un om cu care să poată discuta. Când nu se poate discuta, domnule Coarnă, intervine legea, care legea spune... L-ai somat pe domnul respectiv. Doamna, asta ne-am pus de acord, dar greșit are dosar penal. Vreți să o reluăm? Are greșit din punct de vedere juridic. Nu trebuia să proteste de așa. Perfect. Vă mai spun o dată. A greșit. Despre ce vorbim? Clar că a greșit. Niciun dubiu că a greșit acolo. Și dacă totuși mai greșiți, aveți grijă să nu fiți filmați de colegi.
Știți că e chiar și un meme pe internet. Prima regulă este... E o metaforă, ca să ne mai liniștim puțin, că ne-a crescut tensiunea la toți. Prima regulă în poliție este: bătaia se dă la secție. Deci... Dar de ce credeți că au apărut meme-urile astea, domnul Coarnă? Că sunt eu drăguță și simpatică vinerea. Cine sunt cei care le promovează? Apropo de... Eu cred că putem să spunem cu toții că România nu e un stat de fete mari. Adică nici într-o zonă, nici în cealaltă, nici interlopii. Vă mai spun ceva. Am asistat la linșează la mediatice la Caracal, chiar dacă polițiști au greșit, a fost un linșaz mediatic, o minciună mai mare. Domnul Coarnă, îmi pare rău pentru numele lui Dumnezeu că nu vă puteți, și știți că vă apreciez, dar nu puteți să simțiți ce simte jurnalistul și mai ales un om care se uită ca la o telenovelă la filmul de la Caracal. Ți se face silă, domnul Coarnă, în plan uman. Mi se pare că ce a fost acolo la Caracal a fost o mizerie și degeaba ziceți, bun, au greșit polițiștii. De ce au greșit? Pentru că o mână spală pe alta, domnul Coarnă. A transformat un omor sau două omoruri în altceva. E o stare de fapt. Știți foarte bine că acolo lucrurile sunt mai volatile. Mai am o întrebare. Vă rog. Dacă îi dotăm pe polițiști până la urmă, cum vă doriți dumneavoastră, cu pistoare, cu electroșocuri, băiatul lui de acolo de jos, credeți că îi dădea acum să lumineze cu curent? Nu cred, că era încătușat. Păi da, era încătușat și l-a călcat în picioare, dacă avea pistolul cu electroșocuri. Vă mai spun o dată că a greșit, de câte ori vreți să vă spun. Bine, haideți că e clar că fiecare are dreptate. Și mai avem și pe băiatul îmbrăcat în negru care iese din curtea aia de acolo și stă unul cu minte pe scaun, la poartă, și când trece îi dă una de control în gură. L-ați văzut? E dosar penal, este o anchetă penală, ce să vă spun eu acum? Ia uitați-l acum, dacă vedeți imaginea, iese acum din curte și ia uitați și îi dă de control. Îmi dau întâlnire, haideți să vă explic așa. Ce i-aș fi dat eu de control? Ascultați-mă un pic. Cu domnul Bădălău, cu domnul Stănescu, discutăm de niște modificări, propuneri legislative în ceea ce privește siguranța publică. Cu cei de la PSD? Cu cei de la PSD. Păi nu sunt la guvernare. Sau majoritatea în Parlament. Asta e altă discuție, dar... Domnul Bădălău e din Deal sau din Vale? Haideți, nu contează. E senator al României. Haideți să privim Constituția, să vedeți că unica autoritate legislativă a României este Parlamentul. Dar Orban și Dela legiferează în țara asta? Dacă ei au întrerupt dialogul social cu noi, prin ordonanță de urgență, noi ce trebuie să facem? Oamenii noi, în perioada asta de urgență, credeți că mai e timp pentru cafeluțe și discuții? De ce să nu fie timp? Nu știu, eu mă gândesc că în perioada asta de criză, hai să o depășim, așa, după care vedem ce se cum mai poate depășim? Rezolva. Cu amenzi de 3.000 de euro, de 5.000 de euro, cum să o depășim? Cu măști cumpărate cu 32 de lei bucata și le-am cumpărat cu 2 lei, 12 milioane. N-aveți grijă, domnul Coarnă, că toate lucrurile astea se vor tranșa. Ce să tranșeze, doamnă, că banii au luat? Ce să mai tranșeze? Rămânem ca proști. Ei cu banii luați, noi la fel. Cu banii dați. Ce trebuie să ce vorbim aici? Da, e ziua eliberării tuturor frustrărilor, vă propun. Dotarul ăla nu-l tratați cu 32 de lei masca de la Uzunu, tot de la Ciurciu, de la Călugăreni. 1595, Mihai Viteazul a fost acolo. Păi dar nu-l tratează nimeni. Ați găsit pe asta cu două bastoane. Păi dar cu 12 milioane de euro. Nu facem comparații între spețe, dumneavoastră ați spus. Păi nu facem comparații, doamne, acolo. Nu aveți dreptul să faceți comparație. Nu am dreptul, dar banii mei și ei dumneavoastră acolo. Și întreb și eu, nimeni nu tratează. Sunt foarte multe întrebări, domnule Coarnă, care vor rămâne. Dar să știți că... V-am dat la Ciurciu, la Călăraș, cu inspectorul șef care comite infracțiuni și e susținut politic de către domnul Pela. Da? Păi stați așa, aveți probe acolo care arată cum cine sunt aceste imagini? Păi dați-mi-le, ne uităm la ele și să știți că la noi nu e... Nu le dați, vă garantez eu că nu le dați, să le dați tot pe voi îmi garantați ceva ce nu știți, domnule Coarnă, că v-aș garanta și eu atunci că vă întâlniți cu cei de la PSD că aveți un interes. Puteți să ne garantăm un altul ce vrem. Am un interes, sigur că am un interes, că dacă mă întâlnesc la PSD... Eu n-am niciun interes, asta zic. Interesul meu este că reprezint 400.000 de oameni și vreau să modificăm, am niște inițiative legislative. Oamenii s-au angajat să le discutăm și le promovăm în Parlament. Este un interes, doamnă, păi fără interes nu ai rost pe lumea nu asta. Nu spune nimeni, vorbim. Dar nu faceți acuzații care nu vă vin elegant, da? Dar nu dumneavoastră personal v-am făcut, credeți-mă. În general vorbeam despre presă. Eu nu sunt în general, mă ziceți cu gândul live. Vă mulțumesc, domnul Coarnă, mulțumesc din suflet.